Și care este planul tău legat de viitor, de Decentraland ăsta? Ei, aveam planul în 2017-2018. Facem, dregem, construim. N-am făcut încă. Asta e. Și doar țineți pământul acolo. Ar trebui să vă pună cum e la noi. Că dacă nu utilizezi... Păi da, tu să dai și impozit și dacă nu-ți cultivi... Asta mi-ar mai trebui la câți bani am băgat să mai mi-a și impozit, mă. Oh. Salutare și bine ați revenit la Mintea lui Tetelu cu Tiberiu Jacab, fost DJ Vania, artist, pasionat de matematică. Este ediția a doua din, îi zicem, Liga Crypto, așa cum e Liga Campionilor. Avem și Liga Crypto, Liga Bitcoin, NFT. Ce înseamnă toate acestea, Vania? Păi azi vorbim de NFT-uri, o ținem pe subiect. Non-fungible token. Exact. În prima ediție, pentru restul de chestii, am explicat cât de cât... Și vă mai explica, pentru că nu aici este finalul, mai este mult de înțeles de către toți oamenii și de aia deștepți și de aia mai puțin deștepți, ce naiba se întâmplă în această lume virtuală, digitală, bitcoins, cripto, care există pe lângă noi și noi nu știm și oamenii se îmbogățesc și de pe o zi pe alta crește, apoi scade și se întâmplă ceva ce noi nu știm și s-a întâmplat ceva acum uimitor și de aceea vorbim astăzi de NFT-uri. Noi oricum aveam în plan, dar iată că Dan Diaconescu, oameni buni, Dan Diaconescu ne ia înainte din nou și intră fix în era digitală cu cel mai nou produs NFT. Deci Dan Diaconescu a lansat un NFT. Vania, te rog, hai să explicăm ce se întâmplă cu aceste NFT-uri și să ne și distrăm astăzi un pic. Cred că o să începem direct cu Dan Diaconescu mai bine. Ok. Ca să scăpăm de asta, okay. Că nu o să se vândă, oferi cineva 60 de dolari. Adică, deci, okay. Hai să explicăm ce a făcut Dan Diaconescu și după aceea să explicăm. Am pus la vânzare un video ca NFT. Să zicem că... El având interdicția de a mai apărea, el a primit interdicție în urma proces condamnării și el mai are voie, avea 10 ani să mai apară. Și acum... a găsit această soluție care este practic legală. Nu ei s-a interzis acest lucru să vândă undeva pentru... De fapt, e vorba de a vinde unui colecționar, da? Deci ce face el? Își vinde un material audio, da? Corect. Deci el vinde un material audio. Poți să ții ce ai de luat? Nu pentru pot, că camera am încercat. Dă-ți microfonul la o parte, că oricum camera nu e pe tine. Deci camera e pe mine. Ideea e să n-apară reclamă la astea, că și așa vreau să mă las ele și nu vreau să-ți apară reclamă la ele. Deci Dan Diaconescu își vinde un audio care va fi criptat în acest mod digital și va ajunge în proprietatea unui fan, colecționar, care se va bucura de acest mesaj al lui Dan Diaconescu, el astfel putând să se exprime chiar dacă chiar are interdicție video. Și chiar video. E video, da. Toată lumea poate să se bucure de el, dar doar cineva îl deține. Adică ăla care îl deține, îl poate și vinde mai departe. Tu poți doar să te hăhăiești la el. Dar ăla care a oferit acolo 60 de dolari la biduri, vedem când se termină licitația, o să fie 65, poate. Eu nu cred, eu zic că cineva o să-și dea seama de... Nu știu cât mai ține licitația. Da, dar e... Totuși Dan Diaconescu, poate apare un milionar care o să-i dea acum, o să zică Dan Diaconescu, ia 100 de mii de euro pentru acest video. Milionarii din România și români în general nu dau bani pe chestii digitale. Microfonul. Dau bani pe BMW, dau bani pe... Știu, poate nu știu. Dau bani pe... Da, poate ei n-au aflat, dar dacă, să zicem, Becali ar afla că Dan Diaconescu a pus acest NFT la vânzare, dar poate nu știe. Își face cruce că există așa ceva și zice că e satana și nu cumpără nimic. Hai, să fim serioși. Bun. Dan Diaconescu este parte dintr-o serie de persoane care au apelat la acest mediu. Noi ne pregătiserăm să discutăm despre arta sub formă de NFT. Te rog, descrie-ne dă-ne câteva exemple din acestea care tu ai venit pregătit astăzi să și râdem. Da, dar vreau să ne le și punem, să vadă să și le și oamenii, punem, da? Și asta o să facem și o să te invit încet, să dai bătaie, exact. Ca să nu mai explic tehnic ce înseamnă NFT, hai să o luăm așa. E un titlu de proprietate pe blockchain. Nu mai stau să intru în toate detaliile, ca să o luăm din nou, că scopul e să vedem aceste opere de artă și oricum o să arăt acolo, am pus un MetaMask ca să putem să intrăm
în mai multe platforme și MetaMask îți dă acces în rețeaua Ethereum, unde găsești de la NFT-uri, la aplicații financiare, la un joc, un joc în care poți să te plimbi și să găsești tablouri în joc și să le cumperi ca NFT-uri. Adică se îmbină chestiile. Deci, practic, e o lume în sine, o lume în care dacă tu vrei să vinzi exclusiv cuiva o... Puteam să-i spunem operă de artă sau poți să vinzi orice căcat? Care e diferența între operă de artă și căcat? Că eu ca artist de 15 ani nu știu. Deci practic poți să vinzi orice sub care și să-i dai denumirea de artă, corect? Hai mă, Andy Warhol n-a vândut da. Supa Campbell. În... Deci practic poți să vinzi... Deci avem ocazia toți din acest moment să vindem orice porcărie pe care ne-o dorim noi, să o vindem cuiva care dacă... Apare un interes, cineva zice, bă, uite, poate niște chiloți, putem să vindem chiloți? Da. A, bun. Și atunci, poate există, o să găsim pe cineva care să spună, vreau să intru în proprietatea acestor chiloți în această formă digitală. Deci, practic, puteți vinde absolut orice. Dă-mi aici niște exemple pe care le-ai studiat și cu care ai venit pregătit astăzi. Și, bă, o să ne ajute. O să le luăm încet. Da. Vreau să zic că... Tu nu poți să vin, de exemplu, am uitat să zic asta, dar asta cred că a văzut toată lumea că vuia tot social media, da. Că Gucci au lansat tenis digitali, nu știu, vreo $35 perechea, dar practic ai doar o poză cu niște tenis. Adică I-am văzut. Deci... Adică, deci, da, se poate vinde orice, era asta cu chiloții folosiți, oricum e o piață la femei de chiloți folosiți, se știe că era o piață pe eBay, pe astea, mă gândeam și eu, ziceam, băi, cine vrea să-și vândă niște chiloți îi punem acolo. Nu știu dacă o consider porn, fetiș, artă, tablou. Da, acolo ele sunt vândute ca artă, practic. Nu, ele sunt vândute. Pur și simplu. Prea ca e o tarabă. Hai că intrăm acolo. Auzi, deschide OpenSea, care este cel mai mare marketplace de NFT-uri, și îți arăt direct pe OpenSea ce categorie au băieții acolo. Ia să vedem. Este un fel de târg. Ce sunt? Așa, intră. Deci practic asistăm la un fel de bucurobor. Da, da. Păi uite categoriile de sus, eu nu le văd bine de aici, dar parcă le știu. Primul e artă, nu? Da, da. Avem artă, o să intrăm în artă. Perfect. După aia avem, așa vedem și noi, perfect, artă, da. Minunat. Uite, avem cripto, creature, astea tot cresc, am văzut eu că se tot vând. Păi, hai să luăm niște exemple concrete. O să le luăm imediat. Stai okay, că prezentăm site-ul cum funcționează. Deci avem artă, avem domain names, aici chiar vând oamenii nume de domenii și de foarte token-uri. Interesant. Token-urile pe Ethereum sunt ca site-urile și dacă tu ai un token, ai creat un token BBM și cineva vrea acel BBM de la tine, uite-l pui aici la vânzare și ți-l cumpă. Mai încolo, cred că asta înseamnă, că n-am intrat aici niciodată. Virtual Worlds, aici e Decentraland, de care ziceam, joculețul în care o să intrăm puțin mai încolo și o să ne uităm la tablouri frumos direct în joc, de ce să ne uităm aici. Și poate să se vândă pământ acolo și diverse chestii. Pământ? Ui. Poți să vinzi pământ în NFT? Eu am pământ, ți-am zis că am pământ și nici nu vrei să știi de câți bani am. Lasă-l, că am dat pe el la bani și l-am acolo din 2007. Așa. I-a crescut valoarea pământului? Habar n-am că nu am pus la licitație, că l-am cu mai mulți oameni. Deci noi am făcut împreună și am luat un spațiu mare. Dar virtual ați luat un pământ? Da, și noi l-am luat foarte ieftin oarecum. Nu era ieftin pentru pământ virtual în 2017 la o aplicație care nu există, era destul de scump. Adică cât? Că aplicația nu exista atunci, de-abia pornea, știi, de-abia au dat drumul la pământ. Dar ne-am adunat vreo 12 oameni, unii au dat mai mult, unii au dat mai puțin. Și cât pământ ați luat? De câți mega, giga, ce ați luat? Sub ce o să formă? O să intrăm și o să vezi cum sunt. Ari, acri. E ca Second Life, practic. Da. Dar e un Second Life mult mai bine monetizat. Combinat cu Minecraft într-un fel, adică... Mai e un joc care tot așa a zăpăcit lumea în ultima vreme pe lângă ăsta... Gen Minecraft, dar făcut pe blockchain, care a început să rupă rău de tot și mai sunt câteva. Deci, na, o să mai avem. Dar ne uit, le arăt și eu pe astea care au fost printre primele. Ok, hai să ne întoarcem la domenii. Trading cards. Aici sunt, uite, da, dă pe una să ne uităm ce sunt. Like. Pe bune, chiar sunt trading cards. Cum făceam vânzare de surprize, uite, aia s-a vândut cu 0.35 Ethereum, adică, nu știu, ca
a picat piața de dimineață, nici nu știu cât e Etero acum. Vezi și tu cât e puțin. Da, ce îți propun să iei telefonul și să și calculăm în direct cât înseamnă. Dacă îmi zice prețul la Eter, mă descurc eu să calculez. Fără. Dar scrie și acolo. Ok. Avem. Ce scrie și în dolar cât scrie e. Scrie și în dolar, pe asta ne interesează alea pentru care așa. S-au vândut, scrie și în dolar. Intră pe CryptoWatch, pe ceva, CoinGecko, nu știu. Tu te scoți în fiecare... Dar nu da în lei, că mă omori în lei. Dă-mi în dolar, că nu știu, în lei. În lei deja, caută Bitcoin în lei, că nu iese din ecran. 1600, vai cât a căzut de ieri, era 1800 ieri. Deci, da. Bun, mai departe să ne întoarcem la domeniile... Eu cum am trezit foarte de dimineață, am văzut o cădere frumos și pe la 5 și așa, acum deja e... De când am venit aici. Dar când cade, tu cum te scoli? Ce înseamnă o dimineață în care... Cade... Și cum te scoli trist? Dar nu te scoli trist. Asta e, a căzut. Ce să... Și cum îți gestionezi... Ieri a crescut, azi a căzut. Cum îți gestionezi emoțiile pe termen lung ca să nu mor de inimă? Face multe emisiuni pe asta. Okay. Și also, cred că trebuie să aduci psiholog. Nu l-am gestionat bine. Adică nu pot să le zic oamenilor că eu nu l-am gestionat bine. Acum mă chinui să le gestionez, dar tot eșuez. Adică, nu știu, dacă sunt eu cel mai în măsură să dau sfaturi de astea. Ok. Da, eu am zis o strategie de investiție data trecută. Foarte bună, am reținut-o. 50 de dolari pe lună și bagi în ceva și lași acolo. Ai o strategie kind of safe, să nu, știi? Mi-a plăcut și cealaltă strategie în care bagi jumătate din banii de alcool, de băutură, după care dacă nu... Sincer, bagă-i pe toți, adică... Dacă mine. Poți, da, dacă nu, bagă jumătate. Dacă te simți inconfortabil, mai dă bagă suma... Bagă și banii de țigări, Tiberiu, că dacă băgam banii ăștia de țigări acum... Vai cum era înainte... Când se spunea că ai fumat o Dacie, cam așa era vorba înainte. Acum cum ar fi în Ethereum? Băi, e nasol rău că, de exemplu, dacă ce ai fumat în Bitcoin în 2014, exact. Sunt milioane de dolari, zeci de milioane. Deci dacă de băgai dolari. Banii de țigări din 2014, astăzi erai milionar. Hai să ne gândim, parcă era 100 de dolari. 2014, nu, cred că deja crescuse. 100 de dolari. Cât 2013, parcă era deja 200. A fluctuat, să știi, că s-a dus la 1000, a căzut. Evident, a căzut înapoi 50, la 2, nu-i bai. Nu, la vreo 60. Ține minte niște cifre. S-a dus la mă rog, hai să calculăm. Bun, hai să zicem că e 100. Nu, te rog, calculă, e genial calculul ăsta. L-au făcut oameni, hai să-l facem. Nu știu, 100 de dolari, cât sunt țigările pe lună? Cât fumezi? Un pachet? Un pachet pe zi, să zicem. Cât erau atunci? 15 lei? Cât era dolarul atunci? Nu e așa. Nu e simplu. Trebuie să aflăm. Păi cât era dolarul în 2014? Alu, trebuie să deja căutăm. Complex. După aia trebuie să aflăm cât e. Hai să-l aproximez eu pe statistică. Hai să zicem că era 15 lei în principiu, da. Și dolarul era tot vreo 4. Nu, era mai mult, 4,5 cred. Ok. Da? Deci fumai... Deci practic... 400... 3 de... dolari și ceva un pachet, că asta ne interesează. Ok, 3 dolari și fumai de 100 de dolari? 30 de pachete pe lună, 100 de dolari. 100 de dolari. Deci pe lună fumai un bitcoin. Un bitcoin. Și astăzi ai fi avut? 60.000. De dolari. Da. Doamne, deci dacă în 2014 îți băgai banii de țigări în... Stai așa, pe lună? Pe lună. Pe lună. Ori 12, da. Ori 12, deci... Ți-am zis nu, că pe lună, deci aveai 1000... Deci ori 12 și... Nu se poate. 700 de mii de dolari aveai? Se poate. Cum să nu se poate? Deci dacă... Ai auzit, băi? Deci dacă în 2014 îți băgai... Dar vrei să facem și la Google în 2003? Cred. Vrei să facem țigările pe care le fumam în 2003 în loc să hai băgăm să la Google? Hai să zic că în 2003 eram sub pământ. Nu știam ce e aia prea bine. Hai să vezi și Google-ul cum e. Hai să revenim la NFT-uri ca să... Așa. Bun, dar nu știam, doar dacă știam chestia asta, de ce nu mai zis? Vezi că nu trebuie să gândești, asta e primul lucru pe care nu trebuie să-l gândești. Știu, pentru că evident, în momentul ăsta fumezi țigările și în momentul ăsta poți să cumperi niște chestii care o să crească peste 10 ani, înțelegi? Și acum, în momentul ăsta, poți să cumperi niște chestii care peste 10 ani o să fie mult. Mamă, deci chiar și eram luat un pachet de țigări. Și pe bursă, și aici, și pe bursa românească. Uite, UiPath sau ce e. Deci multe chestii. Private-uri, nu știu, UiPath n-a fost pe bursa românească. Stai să mă gândesc, în 2014, ce făceam afară, în 2014? Cred. Acum. Stai să mă gândesc, în 2014 încă fumam, cred că eram, da, deci dacă băgam, aveam 700 de mii de dolari. Mai departe, gata că m-am enervat. Hai, că nu-i bine. Nu așa se judecă. Glumesc, evident. Gândește-te în ce poți să bagi acum 100 de dolari. Da. Bun.
Hai să ne uităm mai încolo. Deci collectibles. Sunt collectibles, cum colecționam noi surprize, cum alții colecționau timbre de milioane de euro. Bă, e timbru ăla mega rar și valoros. De ce e valoros, frate? E un timbru, lasă-mă în pace. Ați vrut voi să-l vindeți pe un milion de dolari, că-i... Ok, hai, primele patru timbre, înțeleg. Da, după aia deja avem timbru nu știu care din Zimbabwe, e valoros. Lasă-mă, mă, cu timbru tău ca și cu... Adică până la urmă valoarea, că de-aia am spus eu că în ediția trecută am spus că eu văd altfel valoarea. Deci valoarea e practic ce oamenii la ce dau valoare. Nu există o valoare în sine la un timbru, e ceea ce nici noi considerăm că... nu există dacă nu-i dau oamenii din jur valoare. Știi, asta are niște valori constituționale și în drepturile omului. Dreptul la viață, sunt niște valori morale, dar în afară de alea și valori religioase... Dar în afară de asta, dacă dăm la o parte, care e valoarea youtuberului Selly? Că se uită, sau cum îi zice, Shelly sau Selly? Care e valoarea lui? Că se uită lumea la el. Care e valoarea acelui NFT? Că îl cumpără lumea. Dacă nu îl cumpără nimeni, n-are nicio valoare. Dacă îl cumpără cineva, are valoare. Care e valoarea Bitcoinului? Păi, cât îl cumpără lumea, nu-l mai cumpără, scade valoarea. Cam asta e tot. Adică valoarea e... ceva ce noi acordăm. Practic, da. Societatea la un moment dat consideră că o hârtiuță așa, atâta cu niște zimțată, cap de băure poate valora $1,000,000, o hârtiuță. Societatea, niște bogătani uneori, adică sunt unii care au atâția bani, nu mai au ce să facă cu ei și s-a terminat toată cocaina, au tras toată cocaina, au tras tot ce era de tras, s-au plictisit și de toate prostituatele, eventual s-au dus și au omorât oameni în safari, că probabil că fac și de-astea unii psihopați, și au zis, acum cumpărăm NFT-uri. Nu știu, adică nu pot să știu ce și cum, cine dă valoare, știi? Dar principiul rămâne același. Dar e bine totuși să putem folosi platforma acum, cel puțin, pentru că este un trend, e crescător în această perioadă. Știi cum e? Totul e crescător până cade. Totul. Și bursa era crescătoare până a căzut în aprilie. După aia a crescut iară din nou până cade. Adică... Hai să ne întoarcem la... Hai să ne uităm acolo. NFT-uri. Să luăm chiar o operă de artă. Bun, deci am văzut site-ul ăsta. Mai avem domeniile, vreau să închem. Asta. Sports. Da, nici n-am intrat la sport, niciodată n-am intrat. Tot collectibles văd că sunt tot trading cards, nu știu exact. Și utility, nu știu. Și avem mai. Tokenuri, știu eu. Își vinde cineva pisica, cum ziceam. Se poate. Uite, să-ți vinzi? Hai, dă pe unicornul ăla să vedem. Ăla e 002, frumos. Deci acest unicorn, deci are, se vinde cu... Nu, ăla e prețul cerut, cred. A, nu... All time average price, da, s-a vândut cu 0,02. Cât înseamnă? Nu știu, împărțim 1600. Hai să calculăm, la 50. Chiar vreau. 30 de dolari, 35 de dolari, nu e așa. 30. Fata. Totuși e un unicorn care dă din piciorușe 30. Acum 30 de dolari. Și ce faci cu el? Îl iei și te uiți tu la el? Nu vezi și după aia îl vinzi? Nu vezi că și noi putem să ne uităm la el? Diferența? Și atunci care este diferența între proprietar și... cel tu care... nu poți să-l vinzi acum. Tu te uiți la el, dar nu poți să-l vinzi. Tu poți normal. Să te... Auzi, dar tu nu poți să te uiți la poze cu Mona Lisa, dar nu poți să o vinzi. Nu poți să te uiți la poze cu tablourile lui Picasso, poți, dar nu poți să le vinzi. Asta e șmecherie. Ăsta poate să vândă unicorn. Bine, nu o să-l cumpere. L-a făcut el? Păi nu, cineva l-a făcut și cineva l-a cumpărat de la el. Uite, s-au vândut 3 bucăți din 25, scrie acolo. 3 pe 25. Deci asta a făcut. E un număr limitat de... Da, cum ziceam ultima oară, de serie. A, deci un artist sau un individ creează o serie limitată de produse pe care le vinde, încearcă să le vândă. Da. Poți să faci o serie, nu știu, uriașă sau cât de limitat? Faci cât vrei tu. Păi dacă faci... De ce nu faci un milion de unicorni? Sincer, nu știu dacă e o limită în blockchain, dar eu n-am văzut mai mult de 1000. Pentru că gândește-te puțin, dacă eu îți fac 1 milion de bucăți, nimeni nu o să-l cumpere, că nu mai vinde, că sunt 1 milion de bucăți. Lumea. Adică raritatea îi dă... Dar Dan Diaconescu poate să vândă în mai multe bucăți? Păi nu știu câte bucăți a pus. Hai să intrăm și pe intrăm. Dan Diaconescu, ia. Că am zis, pe link. Senzațional. Deci asta e filmare? Da, ce uite, freză are, deci zici că e Vali Vigelie. Uite, s-a vândut, să un pic. A, uite, tot 22... A, nu, băi, dar prost sunt. Băi, sunt prost, tocmai am... Iisuse. Ia zi. Eu mă uitam la dată, 3.22. Și am zis că sunt 3 bucăți din 22. Nu, uite acolo sunt. Vezi, current price, X, 10 bucăți a pus. Dă înapoi la unicorn să clarificăm că am zis la oameni data în loc. Da. Nu-mi dau seama câte bucăți sunt aici. Trebuie să scrie tot acolo. Dă mai jos. Bă, nici eu nu stau, eu n-am stat să cumpăr astea, mă înțelegi că nu... Da, m-am gândit că nu ai te-ai apucat chiar să cumperi unicorni.
Păi, hai să ne întoarcem la Dan Diaconescu. Hai că acolo aveam numărul de bucăți. Aici nu-mi dau seama câte a pus. Există și sunet. Scrie, vezi, X10. Deci sunt 10 bucăți puse la ala, dar și nu-mi dau seama câte s-au vândut. Zice 7 owners, adică... s-au vândut 7, cred. S-au vândut 7 bucăți la 0034. Scrie și prețul de vânzare. 60 de dolari. Că... Măi, 60 de dolari înseamnă aproape... 250 de lei, nu? Nu, mai mult, 300. Ah, nu, dolari, pardon, corect. Aprox. Da, 240... 250. Bă, dar nu e mult deloc, de ce? Eu aș... Ia să mă duc eu să cumpăr. Păi Dan, un Dan Diaconescu, când... Și sunt doar 10 bucăți, asta sunt doar 10 bucăți. Da, dar știi care e faza? Nici un străin n-o să cumpere ca să-ți crească ție prețul. Trebuie ca alți români să se bată... Da, pe... dar el vând lui Gigi Becali, ți-am zis. Încearcă să îl vinzi lui Gigi Becali și eu ți-am spus că n-o să cumpere așa ceva. Ba da, de ce nu? Deci eu nu cred că a cumpărat ceva. Îi zic, deci îl vând cu tot cu laptop. Eu aș da scris că Gigi Becali n-a cumpărat niciodată ceva digital. Asta maxim da. Maxim un abonament la Netflix pentru familie. Dar nu cred că a cumpărat ceva digital vreodată. Păi da, și mă duc cu tot cu laptop, înțelegi că îi vând și laptopul și zic, uite, îți dau vocea lui Dan Diaconescu și imaginea lui Dan Diaconescu care te-a chemat la emisiuni și v-a făcut atâta bine vouă ăstora, 10.000 de dolari și așa le vând pe toate. Stai. Le cumpăr eu pe toate. Deci... Becali n-a ajuns la pârnaie și el, adică a da, bine. Păi nu, a trecut pe acolo. Doctor vrea să zică ceva, îl suna pe Dănuț. Păi bine, Becali suna pe oricine, de fapt, suna pe ProTV. Da. Păi a zicea, bine, să trăiți, așa era. Dar uite, dacă cineva ar face investiția asta să le cumpere pe toate 10 și să le vândă lui Gigi Becali, ca așa, ca unul lui Gigi Becali, unul lui... Băsescu. Vezi cum apar oportunități de business în spațiul ăsta? Oare să investesc 600 de dolari? Că le-au pe toate 10. Toate 10. Păi nu mai poți, că unii le-au cumpărat și să le cumpăr de la aia care... Nu le mai dau la prețul ăsta. Stai așa, păi vezi cum... Păi nu e chiar așa, deci tu zici că e 60, dar e 60 la vânzare 60 acum. 60 ultimul preț, uite că a crescut în valoare. Dă-i puțin mai mare, să vedem și noi aici. Uite-te puțin jos că e graficul și arată că a crescut prețul. A crescut valoare. Deja. Putem să ne uităm, putem să... nu dau seama. Câte bucăți? Uite-mă, 4 s-au vândut. Gata, acolo sunt. Dă puțin înapoi. La începutul graficului, este un grafic de 4 puncte, practic. Deci s-a vândut una la 0035. 007, nu, stai. Hai că ne facem de râs aici. Dacă mă fac eu de râs, că habar n-am ce văd acolo. Dar nu văd bine. Average price. E prețul... 0,035. Prețul... Primele s-au vândut... primul, uite. Da, dă-i mai încolo. Cred că două vânzări și... 00385. A crescut? Da. Ceva de ce? Acum, astăzi este 0,034. Dacă cineva le cumpără pe toate... Păi nu mai poți să... Deci ăla... Pe păi care vorbești cu cei care l-au cumpărat. Să-l găsești pe ăla care l-a cumpărat, păi da. Să iei de la el și dacă l-a luat la 0,034, la să-l dea cel la 0,1 măcar. Dar cel care l-a cumpărat, unde îl ține? Îl poți să-l vândă tot aici. Tot aici, dar dacă nu-l avem aici la vânzare... Și vezi că Dan Diaconescu ia și royalties. Adică tu setezi când pui un NFT de stat, setezi și royalties între 10 și 30%. De fapt, acolo sugestiile lor sunt 10, 20, 30%, dar poți să pui oricât, cred. Royalties pentru ce? Pentru... La orice revânzare mai iei 20%. La fiecare are procent. Artistul, creatorul NFT-ului, ca și pictorul, la orice revânzare a tabloului mai ia 20% din... Și asta se stabilește... Tu îl stabilești când pui NFT-ul. Deci tu stabilești, băi, eu vreau 60% sau 20%. Sau cât? 5%. Sau cât vrei tu, practic. Da. Dar putem să vedem și... Dacă pui 100%, bănesc că nu ți-l cumpără nimeni, că după aia mai poți să-l vândă, că iei tu toți banii. Dar și face și asta. Uite, altă idee. Punem unul cu 100% royalty și zicem, bă, totul vine la noi. Voi îl cumpărați, dar după ce îl vindeți, toți banii vin la noi. Acum, uite că îmi vine să ne ducem tot la niște români. Delia a vândut un NFT. Îl găsim? A publicat Delia și un prieten de-al meu, Shiver, DJ, am văzut o știre și eu vreau să vând albumul Casim, n-aș intra acolo, hai să rămânem la operă de artă, îți arăt niște tablouri. Hai să ne uităm la niște tablouri. Că... Ne-a ajuns și Dan Diaconescu. Opa, ia uite, vorbisem ultima oară, dă pe aia, dar... Așa, cu chiloții, mai devreme. Mai în dreapta. Da, mai devreme. Mai era Bolsec. Uite,
Asta e aia de care am zis că s-a vândut cu dă mai jos, că scria cu cât s-a vândut. Uite, $1,970. Deci $2,000 acest scrot. Da, a fost oameni buni. Da, da, să știi, iartă-mă, dar chiar e artistic. Nu, da, lumina... stai că m-a lămurit un prieten care stă așa pe Reddit tot timpul, care el mi-a spus, by the way, de COVID din noiembrie-decembrie da. 2019, că de-aia scriam eu în februarie, deja eram doxă de la el. Mi-a spus, bă, ăsta e un prieten de-a lui PewDiePie, care face asta ca memă de vreo 7 ani de zile, face caterinci de-astea. Le pune pe Reddit, le pune nu știu unde. Deci între timp am aflat că are o istorie și că Gagiu e cineva cunoscut. Și când ești, dacă Elon Musk ar pune asta, probabil s-ar vinde cu $1,000,000, știi? Adică ăsta nu e nimeni, știi? Nu e un random dude, se pare. E ăla, E-Dubs. Și uite, mă, că știam numele. Uite-te, seller. Ia dă pe el. Hai să vedem ce mai vinde. Dă click acolo pe E-Dubs să vedem ce mai vinde. Deci, mai bun, vă aflați în față. Bă, nu mai vinde. Atât a vândut. A vândut un scrot. Poate mai pune altă dată, hai să-l închidem. Ce am văzut, închidem, că nu mai vrem. Dan Diaconescu l-a închis. Bun, și okay. Acum ce avem? Un tab... Hai să intrăm pe Rarible. Ăsta este cel mai titrat artist, e tipul care a vândut la Christie's colecția aia din... Deci el își făcea poze de vreo 13 ani în fiecare zi și a făcut poze. Omul a fost artist vizual la, se pare, la universul Marvel sau nu mai știu, văzusem niște chestii. Omul e artist vizual serios da. De foarte mulți ani. Omul și-a făcut o poză în fiecare zi de nu știu cât timp și a vândut-o, asta n-am pus-o aici, că a văzut-o toată lumea și a văzut toată lumea știrea, s-a vândut la Christie's, cea mai mare casă de licitații, cu $69 million parcă. Hai să o și vedem, nu se poate la 69 de... Ugoluiește-o. Nici 69. Nu poți să vezi că sunt, este un colaj de 5.000 de poze care toate sunt într-un singur NFT. Băi, 69 de... Băi, mai mult decât genie, decât toți ăștia, peste... E al treilea cel mai... Acest Beeple la care ne uitam mai devreme, Beeple, este al treilea cel mai bine vândut artist vizual din lume. A ajuns al treilea din lume, care e în viață. Vândut cel mai bine... Al treilea cel mai bine vândut. Între toți pictorii și artiștii vizuali și ce mai avem, ăsta e al treilea... ca vânzări din lume. Uite, aia e opera de artă, dar acolo sunt 5.000 de poze, adică viața lui timp de 13 ani făcută în 5.000 de poze. Dar dacă tu făceai același lucru... Nu, că tu nu ești el, asta nu ești spun, el. Că eu, contează tot ăsta. Și, deși, totuși, dacă erai un om care și-a făcut în fiecare, de dimineața și seara sau ceva, 13 ani poze, de acum 13 ani jumate, cred că și tu ajungeai la știri. Mă, 69 de... Gata, mă apuc de făcut poze. Deci, clar. Deci... Mă, trebuie să faci altceva. Probabil că asta nu o să glumeam. Mai vezi. Evident că nu mai... Trebuie vezi să... ce faci. Deci, scrot nu. Ăla mai știi. Hai să ne uităm la asta. Hai să ne uităm. Uite puțin la asta. Asta e o altă operă de-a lui, că pe cealaltă cu pozele s-a dat... A avut știrea aia peste tot, că na. Era și la CNN, era și înțelege de știrea aia și opera. Dar asta e, uite, asta se vinde, e creată pe Rarible. Intră puțin pe ea. Se numește Politics is Bullshit și sunt 100 de bucăți de la pusă pe rad. Deci n-a pus 100 de bucăți deodată, a pus una câte una. Asta văd că s-a vândut, scrie acolo 60 de UTH, adică UTH și ETH nu mai contează, lăsăm așa. Uite, $95,000 s-a vândut. Asta. Highest bid by băiatul ăla. Deci băiatul ăla, dă click pe ăla care scrie highest bid. Deci băiatul ăsta de aici, ăsta, a cumpărat aia. Și toate astea sunt ale lui? Asta e, asta e colecția lui? El, da. Uite, omul cumpără niște chestii. Na. Bine, uite, a cumpărat Doge, știi, câinele Doge, cu to the moon, mă rog. Astea sunt meme de cripto, sunt chestii vechi din cripto din 2013, nu știu, a făcut cineva, ok. Așa, dar hai să dăm și noi click pe care ți se pare mai drăguță, că le vezi mai bine. Băi, deci tu, trebuie să ne apucăm de NFT, clar, ce să mai... Cu munca nu merge, cu NFT-ul pe bune. Și te apuci de NFT și dai $50 să trimiți o operă de artă și nu ți-o cumpără nimeni și ai pierdut $50, felicitări. Da, dar încerc măcar. Păi dacă cine nu încearcă, nu câștigă, să știe. Deci... De acord, dar trebuie să-ți și faci un profil de artist, să fii validat, să...
cutie asta? Nu știu cât l-a cumpărat, nu știu dacă l-a făcut el și îl vinde sau uite, not for sale, deci nu e pus la vânzare, owners, hai să vedem history, history, dă-i pe history, să vedem dacă el l-a făcut, cine l-a cumpărat. Uite, s-a tranzacționat de s-a rupt, vezi? Cineva l-a făcut acum o săptămână, după aia cineva l-a cumpărat cu 003 și l-a s-a revândut, uite, da, cineva a cumpărat 5 bucăți. Okay. Ok, bun, mai departe, ia să vedem. Da. Hai să intrăm în Decentraland, că e mai okay, fun. Hai. E mai fun. Decentraland. Ai tu onoarea de a îți face cont. Ok. Deci ce vedem acum? Decentraland. Acel joculeț de care ziceam. Așa. O să vedem ce putem ia să facem. Ia să vedem. Eu aici mi-am cumpărat pământ când s-a lansat rețeaua. Înainte să se lanseze rețeaua, s-a făcut licitația aia de pământ. Pe pământul ăla se construiesc chestiile de aici. Tu știi ce se va întâmpla? Tu dai get started și apucă să faci contul. Get started, o să te tot conecteze cu MetaMask, cu IDA și tu, ok? Tu știai când ai cumpărat pământ ce va fi aici? Da, i-au anunțat ce vor să facă și mi-a plăcut proiectul și eu de-aia am cumpărat și moneda lor Mana și pe care am ținut-o 4 ani ca să o vând prost acum, înainte să crească de 6 ori. Cum adică? Uite, am vândut-o la 0,4 s-a dus și n-am recumpărat-o la 0,2 s-a dus la 1,2 în 3 zile. Ah. 6X, asta e niște bani pe care nu-i mai ai. Of. Am trecem peste. Aștept un alt moment de recumpărare la ea, pentru că e o chestie în care cred. E una din aplicațiile pe Ethereum care, uite-o, există, funcționează, nu e doar în plan că va fi, știi? Ăștia chiar au muncit, băieții, a căzut piața, a căzut Bitcoin, știi că a făcut scăderea da, aia da, în 2018. Da. Băi, oamenii au muncit de atunci, 4 ani. Uite, au dezvoltat un joc, intri în el, te plimbi. Să-l lași așa, face bă, băi. Avatarul. Acum o să-l semnezi. Deci acum, bă, băi, își face avatarul. Dacă n-ai răbdare, poți să-i dai random. Mai zic că asta nu e cel mai fantastic. Adică în ce jocuri mă joc eu pe PlayStation, să fim serioși. Dă-i extraordinar. Dă-i random până îți place unul. Ah, ăsta e. Dă-i un nume. Yeah. Sorry. Da, să sorin, Marin, ce așa. Da, Musa... are un mail la întâmplare aia. Ok. Ce să facem? Stai să vezi că de uneori dai de 5 ori refresh, să sperăm că merge direct. Îți deschide MetaMask-ul ăla, dacă îți deschide, dă și tu sign la MetaMask când îți deschide. Că te mai pune să semnezi niște tranzacții, nu costă bani. Semnăturile astea folosesc cheia ta din MetaMask să semneze ca un fel de semnătură digitală la mail-uri ca să autentifice că ești tu și nimeni nu poate să-ți ia personajul și așa mai departe. Dar anumite acțiuni în jocul ăsta se fac plătind mana, moneda lor. Da. Plătești mana în cadrul jocului. Dacă nu se încarcă, îi dai un F5 și mai încerci odată. Try again. Totuși suntem în... Eram în... Nici nu știu ce să zic. Nu eram în beta în 2017. Eram în... Și acum... Omega. Nu știu în ce. Bun, și acum după ce intri în joc... A, dar nu putem să vedem până nu-și face baboi cont, nu? Că ziceai că n-arăți niște... A făcut contul și a ales un avatar, i-a dat drum. Da. Uite, se încarcă. Ia. O să-i dau un tutorial. Apeși și tu Escape... Dai click cu mouse-ul pe ecran, uite. Garit, dai click cu mouse-ul pe ecran. Dai escape, te plimb, press F, slash. Wow, deci acum ne plimbăm prin... Da, e drăguț. Bine, este... ca grafică e încă... E 2003, așa, 2004. Dacă te uiți la Minecraft ăla și dăm drumul și ăla e groaznic. Contează și ce poți să faci. Dar e o lume imensă, deci s-a vândut atât de mult pământ. N-ai idee. Vreau și eu să be, tocmai acum vreau să mă duc să-mi iau un pământ, mă duc în weekend. Eu n-am venit cu coordonatele de la parcela mea, pentru că nu știu dacă și oamenii cu care am pământul sunt de acord să dau public coordonatele, o să-i întreb. Și dacă îi putem să vizităm și parcela noastră. Nu, dar pe bune, chiar vreau să, că oricum vreau să-mi iau pământ în perioada asta și mă gândesc, deci să-mi iau și aici, în Decentraland. Că ei, și lași să crească. Eu l-am luat la prima licitație. Atunci s-a vândut tot pământul la prima licitație. S-a vândut tot? Tot. Acum tu poți să cumperi doar de la alții care au, adică de la mine sau de la altul care are. Și tu cu cât îl dai pământul? Păi nu știu că nu l-am pus la vânzare, că habar n-am. Dacă ne uităm acolo, mai deschizi puțin OpenSea-ul. Lasă tabul ăsta deschis, că revenim aici. Dar mai deschide OpenSea-ul ăla, că acolo se vindea pământ. Ia să vedem.
Dar nu știu exact că băieții s-au ocupat de asta. Eu doar le-am trimis mana de cât trebuia și i-au cumpărat. Parcă ești Dumnezeu. Adică unul a strâns tot și el a cumpărat, că se pricepea, a cumpărat o parcelă bună, să zic. A, dar asta e, funcție de ce? Lângă Mega, lângă... Băi, mi-a trimisese acum 4 luni, că mi-a trimis prietenul meu care m-a băgat în toate chestiile astea, unul din prietenii mei foarte buni care m-a băgat în tot ce ține de cripto din 2017, și el era și cu microfonul, pământ, și cu tot, și el era și cu pământ, și așa, mi-a trimis că avem o nouă vecină. Așa. Era în casă, era... Wow, cum adică? Deci, poți, tu pe pământul tău poți să construiești asset-uri digitale, faci clădire, ți arăt imediat. Construiești chestii peste. Costă și asta? Nu, dacă e pământul tău, costă designerul care îți face obiectele, dar tu având pământul le pui acolo. Te costă o tranzacție să le pui, cred, sau se pun în joc direct. Nu, nu, nu se pun pe blockchain. Poți să-mi fac o spălătorie, de exemplu? Da. Și tu dacă ai mașină, îți speli mașina la mine? Da, și plătești mana. Ba boi, ce facem? Nu ne apucăm? Au deschis casino. Deci băieții au deschis casino în care joci pe mana la casino. Atari a deschis o de aia de jocuri vechi, dar nu zic, cum se numesc? Oh. Cum se numesc, mă, jocurile alea de flipper și cum se numeau? Stai că știi... De ce-mi scapă acum? Nu. Nu, nu. De ce-mi scapă? Pinball? Nu, nu, nu. Cum se numea... Arcade machine, nu? Arcade machine. Da, da. Arcade, da. Am zis-o din titlu. What the fuck? Ok, deci și-au deschis și... Au deschis o sală de arcade în... Păi se deschide și Mega. Am dat numai să deschide și deschidem un Mega, ba băi, deschidem noi un Mega și după aia îl vindem la Mega, pe bune. Pe bune, hai să deschidem un Mega. Să ne sune cei de la Mega Image. Hai să ne uităm acolo, la Virtual World, să vedem dacă găsim Decentraland. Ba, băi, la filtre, băi, dă mai mare. Vreau așa, eu pot să pun pe pământul tău ceva, că vreau să deschid acest Mega pe pământul tău. Ne trebuie designerii, că asta am tot zis că facem și ne-am chemit de atunci. Ne trebuie niște oameni care să dezvolte asset-urile grafice care se pun. Trebuie să învețe în ce se fac și să dezvolte asset-urile grafice. Ele nu sunt dezvoltate în joc deja? Ba, jocul are o platformă de building, adică pentru developer, în care tu îți faci asset-uri, îți faci clădiri, îți faci chestii, cineva trebuie să facă design-ul alea ca să-l punem. Și nu poți să, nu au deja, să zic, niște template-uri? Uite, se vinde acolo, uite, land. Ia, ce cât e parcela? Se vinde în mana, nu? Se vinde în moneda lor, care acum e un dolar. Deci ăla e 6.000 de dolari, ăla e 17.000. Wow, nu cred, cât? Ăla e 17.000 de dolari. Păi cu 6.000 de dolari îmi iau... E un dolar, în, mana. Delta Dunării. Mana, de să văd că poate... A căzut. Poți să dai undeva pe Google repede? Băi, deci... Să vedem prețul la mana. Dar e scump și în Decentraland. A căzut la 0.8, ce a făcut? 0.9. Am crezut că e așa 0.9. O glumă, dar la 6.000, 14.000 de dolari ți-ai și aici. Ți-ai, nu în București, dar ți-ai pe în jurul Bucureștiului, ți-ai o grădină cu... E 0.59 mana acum? Da, da. Ia vezi pe CryptoWatch, că acolo mă uit eu. Caută CryptoWatch pe Google și o să găsești. Dacă îi zic lui taică-mi, băi, am și nevoie de niște bani. Acolo, mana, în stânga. Ce vrei să-ți iei? Imaginezi? Uite, stai site-ul în care te uiți la grafice, monezi, ai și analiză tehnică ca, pe, ca la bursă, poți să pui tot felul de tool-uri, RSI, MFI, tot felul de tool-uri pe care de le exemplu, ai. De exemplu, un Decentraland poți să faci... 0.83. Știam că prețul ăla e prost, că nu e așa. 16.000 de dolari n-avea cum să fie la 0.6... 16.000 de bucăți să fie 14.000 de dolari la 0.6. Băi, fii atent, Vania. Închide. Întrebare, okay, fii atent. Putem face un bordel pe pământul tău? Băi, poți să faci orice, pentru orice. Că nu poți să-ți ia pământul, dar s-ar putea să nu te... comunitatea să voteze cumva să scoată asset-urile dacă nu sunt... Nu respectă community guidelines. Dar atunci cred că facem un ONG de băi, salvare. Am găsit chestii ce? Pe acolo, ne plimbăm. Măcar un sex plimbăm. Shop. Hai să ne plimbăm. Hai să ne plimbăm. Sex shop, ia, sex shop în Decentraland. Hai să căutăm, du-te acolo. Vezi că ai în dreapta undeva, nu mai știu unde. Poți să sari, da, nu știu unde să zic. Terminește tu tutorialul meu. Ce e asta? Stai. Ce e cu lumânările alea? A murit cineva? Uite, old lady. Nu știu. A murit cineva? Stai, închide și asta cu escape. Excelent. Hai să scăpăm de tutorialul ăsta, că ne termină. Cred că aici, use voice chat. Hai, rămâne la punctul ăsta. Ce cu lumânările alea? De câte ori intru, bagă tutorialul de fiecare dată, fac eu ceva greșit, nu știu. Am semnat cu portofelul meu, am intrat de trei ori mi-a cerut tutorialul, îmi dă tutorialul ăsta. Dar hai să căutăm, deci undeva ai un shortcut în care poți să dai fast travel, cum dai fast travel în jocuri, știi, dintr-o locație în alta.
Așa, și putem să ne ducem la muzee sau să dai search. Vreau în zona de muzee, că la aia era interesant, că eram pe NFT-uri și de-aia am intrat aici. Că și digital assets din jocul ăsta, de exemplu haine, vrei să-ți cumpere o haină mai mișto, o mașină mai mișto în joc. Mașină n-am văzut până acum, dar or fi. Așa. O să fie. Dar tu ai pe tine niște haine, îți dă unele set, dar dacă vrei niște haine mai mișto, le poți cumpăra de acolo, de pe OpenSea, de unde cumpere asset-uri. Adică nu e numai artă, sunt și haine în jocul ăsta. Sunt și de designer? Probabil că o să fie la un moment dat, acum n-am văzut. Nici nu m-am uitat la haine, că n-am vrut să-mi cumpăr haine. Cât e de dezvoltată față de Second Life este acum lumea asta? Știu că acolo se ajunge la niște sume mari, dacă ne uităm pe OpenSea, s-ar putea să aibă valoare mult mai mare. Pentru că dacă te uiți pe OpenSea cât se tranzacționează Decentraland, toate asset-urile din joc și așa, era pe locul 8 în cele mai tranzacționate colecții. Putem să ne uităm pe OpenSea mai încolo, dar vreau să ajungem la muzee. Sau de fapt, ia du-te tu unde vrei pe hartă. Și mergem după aia și la muzee. Și pământul tău cam pe unde e, ca să zic așa? Cât de mare e pământul ăsta? Adică mai lumea asta e cât de mare am datele. E foarte mare. Foarte mare. Și ei au gândit-o de la început cu suprafața X? Da. Au gândit o suprafață imensă, absolut imensă, aproape cât pământul. Deci e imens. Lasă, mă gândeam, e cât pământul aproape? Ai putea să zici că... Băi, știam în 2017 când am băgat banii, chiar știam. Că nu băgam banii fără să știu, dar după aia nu m-am mai uitat. Acum nu mai știu. Oricum, azi am zis niște prostii pe aici, mă scuzați. Nu, acum am zis, toată lumea învață. Am zis, număr de bucăți, măcar le-am corectat. Foarte bine. Și am greșit, sigur am mai greșit ceva. Hai să ne uităm acolo. Uite, de exemplu, așa, chestiile astea, asta e casa cuiva, știi? Probabil. Da. Și omul a pus astea la vânzare la el în casă, cred. Pământul cuiva, uite, dă-i click. Wow, more info. Ia, more info. Unele cred că sunt făcute și de... Nu, asta e o galerie de artă care a deschis chestia asta aici, că pare destul de lucrat, vezi? Că sunt tot felul de opere puse. Cred că e o galerie de artă. N-avem eu să știu cine l-a pus, că asta e mișto, că poate asta e casa lui Elon Musk din Decentraland și n-ai abar. Chiar poate să-și ia, uite, un portofel acolo. Toate asset-urile tale sunt legate de un portofel de Ethereum, știi? Da. Practic, pământul meu nu e în posesia mea, e în posesia celui care l-a cumpărat în portofelul lui. Pe care dacă îl pierde, papa. Deci, cum adică nu este al tău? Este al meu. Este... Cum să explic? Noi am pus 12 oameni și unul singur a luat portofelul lui și el îl deține. A, ok, bine, acum. Chiar fuge cu pământul. Aia e, n-am ce să-i fac. Da, na. Și care este planul tău legat de viitor, de Decentraland ăsta? Ei, aveam planul în 2017-2018. Facem, dregem, construim. N-am făcut încă. Asta e. Și doar țineți pământul acolo. Ar trebui să vă pună cum e la noi. Că dacă nu utilizezi... Păi da, tu să dai și impozit și dacă nu-ți cultivi... Asta mi-a mai trebuit la câți bani am băgat să mai mi-a și impozit, mă. Oh. Deci câte lumi se deschid, Doamne, și câți oameni sunt... Mai du-te undeva să ne plimbăm prin... Pe aici, că momentan ești doar pe hartă. Alege tu. Putem vedea câți oameni sunt implicați în acest joc? Băi, e o comunitate foarte mare de oameni care contribuie la platformă, cum contribuie la Wikipedia, sunt jucătorii care contribuie făcând chestii, oamenii care au pământul contribuie dezvoltând chestii pe pământ. Mai puțin voi. Și după aia sunt jucătorii, mulți nu fac, au cumpărat și îl țin, că n-au... Așteaptă să crească, vorba aia. Și e și asta o treabă, la un moment când nu mai e pământ, se tot construiește și eu îl țin doar pământul, să putea să-i crească valoarea. Cum e la noi la radio, știi că nu poți să-ți mai faci un post de radio nou, trebuie să cumpere o licență care există deja. Deci principiul e același de fapt. Și cine zice că domne NFT-urile au venit cu ceva nou, n-au venit. A venit Andy Warhol cu supa aia de a vândut-o nu știu câte mii de bucăți sau câte erau. Asta cu licențe, lucrurile rare întotdeauna au costat. Și ca, să zic... Aurul nu de-aia are valoare, că e rar. Și ca distracție, ce poți să faci în afară de a fi lucrativ în Decentraland ăsta? Uite, putem să intrăm în casa asta care e pe pământul cuiva dacă ne lasă. Dar unii zic, știi ceva, dacă vrei să intri la mine în casă, te costă atât. Așa, apropo, te poți conecta VR, că el așa a fost gândit din prima. Wow. Deci tu poți să joci VR înăuntru, adică spui casca VR și te plimbi pe aici. Și poți, că noi asta vreau să dezvoltăm când am luat pământul, o aplicație VR ne gândeam să facem, știi?
Adică combinam VR-ul cu blockchain-ul și pur și simplu intri și omul care vine pe aici se plimbă și zice: bă, mamă, ce mișto pare Casa Groazei. Aș vrea să intru acolo să văd ce... Și să-ți dea o taxă de $5. Nu-i cer, știi? Da. Bine, acum la cât costă tranzacțiile de Ethereum, te costă $8 să trimiți $5. Nu e schemă, dar o să scadă costurile astea, zic eu. Și zic: bă, dă și mie $3 să intri în casa mea, nu sunt lacom, știi? Deci toate tranzacțiile sunt supuse unei taxe și $8 reprezintă... Tu decizi pe pământul tău, ești proprietar, tu decizi. La fel acum eu pot să fac o casă și să zic: bă, intrați la liber în casa mea, plimbați-vă pe aici. Sau pot să zic: bă, vreți să intrați aici, la mine e muzeu, plătiți la intrare. Sau lăsați un rinichi dacă vreți să intrați aici. Am înțeles. Ce alte distracții avem în acest... Nu în Decentraland, pe lângă... Stai să ajungă la muzee, că ne putem uita la opere de artă pe care le vedem pe pereți direct, știi? Numai că nu reușim să ajungem la muzee. Ai găsit acolo unde e, nu? Zonă. Da. Ia. Deci am găsit muzee. Bine, vezi unde ești acum. Dacă tot ai sărit aici, hai să vedem și ce-i pe aici. Ne mutăm după aia la muzee. Te-ai dus la casino, a? Asta pare casino. Ruletă. La casino. Wow. Normal, la păcănele, ia. Uite. Ia, cum jucăm la păcănele? Uite, joacă cineva. Vezi că mai e cineva care... Opa, e... bună. Nu. Cred că poți să o saluți. Ai văzut că ai și voice chat. Ia, hai să vorbim. Avem o fată, ce facem? Lorena. Tot? Opa, Lorena. Bună. A? Nu vreau să vorbească cu... Băi, deci, poți să-ți faci băi, și prietenă? Băi, oameni care când sunt la păcănele vor să vorbească cu tine. Lasă fata să... Dar poți să-ți faci prietenă în jocul ăsta? Da, asta și poți să te căsătorești? Nu. Cred că încă n-au dat drumul la asta, dar probabil... Păi uite, asta ar fi interesant. Se tot dezvoltă. Dar poți să-ți faci relații? Deci poți pur și simplu să te împrietenești cu cineva în... Păi nu cred că ajung la nivelul ăla momentan, că suntem super, ultra, mega, beta, înțelegi? Adică okay. De 4 ani se tot dezvoltă și încă crește și sunt niște interacțiuni. Dar probabil că da, și tu pe pământul tău poți să-ți faci un... Ți aduci un preot, îl desenezi și vine la tine și le iei taxă la căsătorie. Chiar da, biserică? N-ar trebui să fie... Asta facem o religie, un cult. Dai o sectă, o ceva. Și ei și taxe de căsătorie. Mamă, vreau asta. Vreau. Da. Băi, oportunități sunt multe, dar, repet, necesită muncă. Adică nu e, hai, gata, facem. Nu, trebuie să muncești, trebuie să promovezi, trebuie să aduni comunitatea, trebuie să, știi? Ca orice lucru. Și beneficiul este... E ca la aia cu youtuberii. Mamă, câte vizualizare la... Da, mă, dar ăla a muncit așa mult e. Să ridice canalul ăla. Uite, na. Vezi, păi și sunt tu. Aceleași șanse, na, YouTube-ul de o platformă. Uite, am ajuns la muzee? Ia. Da. Că nu mă mai uitam. Ia, hai să mergem pe ele, că unele au și preț și te uiți pe ele. Unele sunt de vânzare, altele sunt doar expuse. Uite, view on super rare.co, dă-i continue. Te bag aici și uite, ediția asta a pus un om la vânzare pe site-ul super rare, care e cum e Rarible și altele, uite. Băi, e chiar mișto. Hai să fim serioși, că nu face oricine așa ceva. Are preț? Nu. Și lucrarea asta există practic doar aici. Uite, s-a vândut cu $42,000 totuși. Măi, ia de înapoi, ia. Băi, dar este clar wow. Ceva foarte lucrat de cineva care are talent, adică nu e. În joc n-arată așa mișto dacă intri pe ea. Și asta spun că s-ar putea ca el să fi trimis, că n-am citit. Dar poate îți trimite și varianta de o pui pe perete sau îți trimite o variantă de, auzi, de 1 giga downloadabilă artwork-ului ca să ți-o printezi la nivel de perete și ți-o pui pe perete. Adică sunt multe chestii pe care poți să... Ia, hai să rămânem, să ne uităm și la prețuri, bă, băi. Ia ce mai avem. E mișto să te plimbi aici, nu o să te plimbi pe site-ul ăla, să te plimbi pe aici și să le vezi, știi? Asta zici că e muzeul de artă contemporană din Barcelona. Deci genul ăla de scări pare, l-au. Pare un muzeu făcut de ei, de la Mana. Cred că au și ei niște chestii ale lor. Dar nu sunt sigur. Din nou, ce nice e asta. Cât s-a vândut? $1,500. Da, e super cool. Adică nu sunt, în principiu nu se vând prostii. Mai sunt știrile, știi că știrile apar mereu despre prostii. Da. Dar sunt multe prostii care nu se vând. Ok, s-au vândut niște prostii cu Elon Musk. Basically că Elon Musk. Cât? Cât? Bine, se vând prostii. Dă mai sus. 100... Să-mi zică prietenii artiști. Ce? De ce 132 de eteri? Tu știi ce înseamnă asta? Cât înseamnă? Hai să mulțim cu 2000. Vine cam... Cu 2000? Da. $260,000.
Hai să scădem puțin, că a căzut puțin. Okay. 230 de mii de dolari. 230. La prețul actual. Nu știu, la, când s-a vândut, nu știu cât era Ethereum. Că dacă s-a vândut acum un an, Ethereum era 100 de dolari. Și este o lucrare, asta chiar e digital, adică vezi care e în mișcare. Să uităm la ea puțin. Da, sincer, nu, asta nu mi se pare că asta merită 132 și aia nu, dar cine știe ce istorie are artistul? Cine a vândut-o? Hai să ne uităm puțin. Cine a vândut-o? Creator trebuie să găsim. Created by, așa. Ia, portofoliul. Kitten Jane. Dacă o căutăm pe, uite, artist and director. Born online. With polyphasic mind. Asta-s ca descriere de parfumuri, știi? Mereu mi-au plăcut astea. Știi cum sunt descrierea la parfumuri? Pentru femeile puternice care, da, nu știu. Mamă, totuși. Păi ce mai ai nevoie să intri în galerii? Că deja asta sunt niște galerii pentru artiștii care nu au... Dar și aici costă ca să ți le expui? Păi, cineva totul care are costă, pământ. Eu pot să fac o galerie, nu mă costă, eu am pământul și după aia le pun în... Dar stai un pic, ei le-au mintuit. Deci ei au mintuit operele alea de altă și a costat 50 de dolari mintul. Depinde când le-au făcut. Mă, mintul în octombrie, adică punerea NFT-ului, în octombrie, cred că era 5-8 dolari, acum e 50, 70, 80, că au crescut comisioanele. Au crescut comisioanele la Ethereum, asta e tot. Dar o să se reducă, sper. 1.3. Da, da. Deci, 3.000, cât vine? Cu 2.000 de dolari, să zic. 2.000 de dolari. Da, o porcărie. Scuză-mă, care o porcărie. Acum, bineînțeles, o să... Stai un pic, dar o să vină un curator de artă și ce se bate după el joc de noi, că uite-i pe ăștia care se pronunță partea vizuală și n-au ei habar că de fapt aia stai, că e o super chestie și artistul e... Stai să mai stăm. Stai artistul să mai este stăm, LGBT și treaba aia de fapt reprezintă... Știi? Da. Adică așa e în artă, de am vrut să ies. Mă, ia să vedem. Asta. Asta e drăguță. Dar unele sunt, na. Totuși hai să ne uităm 800 de dolari. Sunt chestii, adică unele chestii, parcă aia care s-a vândut cu 42.000 de dolari, parcă aia chiar e cea mai mișto din punctul meu de vedere. Dar hai să-ți arăt pe prietenul meu. Ia. Hai să-l arătăm pe Instagram. El are NFT-urile puse și... Ia să vedem. Deci, prietenul tău, artist? Da. Care ești tu pe un Instagram, ai cum? Da. Ia caută Lucid. Uite ce ți-a apărut direct, Shelly. Lucid. Foe. Cred că îl găsești așa. Primul, cred că e. Lucid, nu. Lucid. Underscore Foe. Primul, ți-am zis. Uite-te puțin ce face băiatul ăsta. I-am și zis că o să-l prezint. Uite-te și tu. Wow. Uite, tipa aia este o tipă, o tipă care e pe Instagram. O cheamă Mihaela Răducu. Uite, dă click acolo pe ea. E româncă. Da, dă click pe ea. Wow. El a văzut poza ei pe Instagram și a făcut tot tablou. Dar asta e chiar pictură sau e digital? Nu e pictură, pictură digitală. Pictură. Da, el pictează. Asta e tipa. Ops. Și avea o poză pe care lui a plăcut și a făcut o tablă. Mamă. Așa. Wow, și, ce mișto aia cu câini. Da. Aia s-a vândut. Asta e una din alea care s-a vândut, mi se pare. Uite. Minted on NFT with Foundation. O să ne uităm pe Foundation. Ia să vedem. Avem okay. Și Foundation. Vezi că astăzi mai avem 10 minute. Păi la final ne uităm pe Foundation, unde mi se pare că acolo Foundation, spre deosebire de OpenSea și astea care e marketplace general, oricine pune orice, pe Foundation iau artiști validați și au niște creatori. E ca o... Galerie de artă e ca pentru... o curatorie, adică cineva care a zis, bă, știi ceva, hai să nu punem toate prostiile, la noi aici la Foundation intră artiști validați care fac niște chestii ca lumea. Hai să mai arătăm puțin din tablourile lui, că e român, a vândut de 2,5 Ether în total, cred, din ce am văzut eu, poate a vândut mai mult. Adică 50 de mii? 5.000. 5.000? În jur de 5.000. Băi, e ok, pana mea, pentru un artist nou, știi ce zic? Păi știu că sunt mulți artiști care nu vând nimic. Nu, dar și face, e pe măsură, dacă se revând și crește ia prețul. Ia aia cu una, ia să vedem. Mie mi se pare super talentat și na.
cu Anonymous în loc de da. Uite, mai face și chestii 3D, că și acum se tot ocupă de chestii pe 3D. Și eu mai vreau să fac la niște prieteni, niște profile. Așa am vorbit cu el și am aflat că le vinde NFT, că vreau să-l sun să-i zic să le vândă NFT. Și mi-a zis, bă, le-am pus acum o săptămână. Zic, bravo, felicitări. Că merită. Na. Bine, la noi sunt artiști foarte ca lumea. Mi-a dat el, nu știu dacă l-am pus acolo. Auleu. Uite, pe Obi Platon îl arătăm. Nu știu dacă a pus NFT-uri, ar trebui să pună, yeah. Zis cineva. Ia că tot român. Bă, e foarte tare Obi. Sigur o să-și pună și el la un moment dat NFT-uri. Și mai sunt câțiva... Sunt câțiva foarte talentați la noi. Eu le-am arătat în zona asta. Când mai facem poate altă dată, arăt și alte chestii. Dar pe l-a făcut lucrarea aceea cu... Tot ce, da. Tot ce vezi. Face instalații, face tot felul de chestii. Da, știu lucrările. Da, ok. Și el ar putea să pună. Probabil că a și pus dacă căutăm. N-am văzut la el pe vreo. Hai să închidem. Mai era un... tip pe care îl arătăm altă dată la o altă ediție, că nu am salvat eu, okay. Și nu l-am trimis. Hai să revenim pe aici. Mai aveam Foundation. Hai să intrăm puțin pe Foundation și la final, pur și simplu, te plimb tu prin Mana și vedem și noi ce mai găsim pe acolo. Zic. Dacă n-ai tu altceva încă. Nu. Astăzi mergem pe ghidajul tău, de altfel. Uite, asta are 33.000 licitație. Dă-i pe Creators. Mie ultima oară nu mi-a mers. Când i-am dat la Creators nu s-a încărcat. Uite că s-a încărcat. Care vi se par ok? Să mai tac și eu. Beau niște apă. Avem două apă pe plat. Chiar am două pe plat. Bă, n-am băut deloc apă. Astea sunt niște 3D-uri, nu? Da, a făcut 3D-uri, dar uite, e Snoop Dogg, e... Tipul ăla al șaptelea e creatorul rețelei Cardano, care este în momentul de față un concurent serios la Ethereum. Rețeaua Cardano acum e pe locul 3-4. Tot fluctuează între 3-4. Adică Bitcoin e primul, Ethereum e al doilea și după aia pe locul 2. Ia, dă un pic, e tipul ăsta, stai, un pic mai jos, mai încă. Uite, ăsta e creatorul, ăsta e Vitalik de la Ethereum. După aia așa, nu știam de unde îl știu, așa, da, e Vitalik. Asta e Vitalik de la Ethereum. Așa, nu știam de unde, bah, bineînțeles. Wow, normal că trebuia să-i facă profilul. Așa. Hai să ne mai uităm la alt artist de aici. Aici mi se pare că sunt chestii mult mai quality, că sunt curate, știi? Da. Așa dacă te uiți pe ăla, da, mai era ceva de făcut, să ne uităm în timp real la vânzări, că poți să le vezi în timp real. Stai să nu sărim într-una, că avem nu, suficiente emisiuni. Nu, aici chiar ne uităm la ce trebuie, da. Dacă mai avem timp, e bine. Mai avem 5 minute. E perfect. Wow. Ia asta cu COVID, Nighthawks. Ia să vedem. Nu poți să dai click pe ea? Asta e. Asta. Asta. Poți să și mărești. Oricum îți zice și ce... Uite, vector 100%. Ar trebui să scrie și... 0. Ce scrie acolo? 0 Ethereum. E a cuiva. Prietenul ăsta al meu, pe care l-am arătat pe Instagram, da? Da. El pe Foundation a vândut câteva din ele. Prin Foundation. Era cineva invitație aici. Asta mi se pare că nu e curat, este invitation based, adică niște artiști pot invita alți artiști și li se dau un număr foarte limitat de invitații, ai 3 invitații. Și nu vrei să le arunci la gunoi să le dai aiurea, le dai la niște artiști care știi că ar merita. Hai să ne uităm puțin. Acum eu cu arta vizuală n-am nicio treabă. Nu am niciun gust, n-am nicio treabă. Bine, și singurul lucru pe care am putut să-l desenez a fost porci. A, bun, stai că porcul e un animal drăguț. Și mie îmi place foarte mult. Eu urmăresc pe Instagram doar femei și porci. Și serios, am niște porcușori pe care îl urmăresc. Puteți să-i căutăm, e Pig Lover, ia caută. Pig Lover poate să sune dubios, da. Pig Lover. Hai să-ți arăt și niște porcușori. Bă, a fost în Guy Ritchie. Parcă Pig Lover, vezi că-s mai multe cu porci. Instagram, na. Uite ce porcușor drăguț. Ia să vedem, domnule. Ia uite la ce bun internetul. Ia uite! Deci s-a încheiat epoca cu pisici, avem porcușori. Eu mă uit la porci.
Nu, pisici și câini mi-a ajuns. Mie îmi plac porcuri. Sunt și super inteligenți, au IQ mare. Cum, porci sunt super inteligenți? Da, și n-ar trebui să-i mâncăm. Ia uite cum e ăla. Chiar mănânci carne de porc? Da. Mănânci carne de porc. Vania, hai să... Astăzi... Mai avem aia cu sale-ul live. Data viitoare. Bine. Data viitoare nu epuizăm astăzi tot internetul, avem timp, facem o serie. Păi tocmai. N-ai 30 de secunde să arătăm asta că e păcat. Hai 30 de secunde. Final, cea mai bună. Intră acolo pe OpenSea, ne uităm, închide Manat, închide tot, dacă vrei. Intră pe OpenSea și uite, te duci acolo la Activity sus. Acum va trebui să reconectez MetaMask, să știi? Lasă că văd oamenii și asta. Activity. Și acolo îi dai la Sales Live. Sales, ăsta e. Uite, și acum ne uităm live, dă-l mare. Vedem și noi. Dă mai jos, uite, ales prețul 0. Căutăm și noi ceva peste 1 sau peste 0.5. Uite, 0.6. Unknown Diez 1. A și scăzut, putem să investim. A fost mai mult, da? Deci uite, mai și cad în piața asta. Da. Înapoi, uite, s-a vândut ceva cu 0,25. Asta înseamnă $400. Ia ce? Dojira. Dojira. A făcut Gojira? Dojira. Dog. Dojira. E păi bun asta. Gojira, Dojira. Uite, a vândut asta cu $400. Să fie primit. Să fie primit, foarte frumos. Și noi acum vedem live. Astea sunt timp real, dar dacă stăm real. Sus apare alta. Astea se vând chiar acum. Toate astea se vând chiar acum? De 5 minute, de-aia vreau să arăt asta. Dacă le vezi live cum se vând. Astea s-au vândut acum 5 minute sau ceva. Nu știu exact timp. Și acolo poți să vezi în timp real ce se vinde acum. Deci o sepie cu un Bitcoin. Foarte tare. Ethereum, bun. Ethereum. 1600. Foarte interesant, Vania. Păi, asta a fost. Asta a fost asta pentru astăzi, dă-ne mari. Eu sunt mic, tu fă-mă mare. Deci să investim, ce zici, să băgăm măcar de dragul artei ceva, pachetul de țigări, să renunțăm și să-l investim în... Vrei să cumpărăm artă? Da. Mai bine investim să punem noi artă. Să punem artă, nu? Păi. Punem data viitoare o operă de artă în direct? Avem finanțare? Găsim finanțare, da. Găsește opera de artă? Da. Păi uite, luăm o din asta de aici și o punem pe NFT. Da, o facem. Da, o facem NFT? Da. Data viitoare? Da. Urmăriți-ne la mintea lui Tetelu. O să coste vreo $70, mai bine o facem, eu zic să mai facem niște ediții. Da. Și facem asta undeva pe 15-20 aprilie când scade. De ce să dăm $60 când putem să dăm 10? Bun, deci urmăriți-ne în continuare dacă vreți să deveniți semi-multimilionari în idei, pentru că nu vă promite nimic legat de bani. Tiberiu Jacab, Vania... Tetelu, la mintea Aplu, Tetelu, Liga Crypto, continuați să ne urmăriți și să vedeți arta cea mai bună, care acum, iată, se mută pe digital odată cu Dan Diaconescu. Dai să pun asta, disclaimer-ul de final. This is not financial advice. Deci noi nu vă invităm să cumpărați acele opere de artă la prețurile alea, ci să vă uitați și până la urmă decizia vă aparține. Ăsta e disclaimer pe care îl pun tot youtuberii. Normal, păi n-am zis Da, dar știi că nu te protejează nimic. Eu sunt sigur că nu te protejează nimic. This is not financial advice. And it is financial advice. Da, dar am zis să investească timpul. Bine. Să investiți timpul în lucruri noi, în noua lume, Liga Crypto. Pe data viitoare v-am pupat.